O floare, o vază cu flori din carton, lucrată manual de copii, un desen, dar și o diplomă pentru cea mai bună mamă. Cu aceste cadouri le-au întâmpinat astăzi copiii de la grădinița numărul 13 din Baia Mare pe cele care le-au dat viață. Micuții și-au exprimat în cuvinte sentimentele lor, care au fost așternute apoi de educatoare pe diplomele personalizate. Ne-am gândit să le oferim ceva din suflet, ceva legat de ziua de martie. Am pregătit un coșuleț cu flori în care copiii și-au pus sufletelul lor. I-am desenat mamei o felicitare și am dat mamei o diplomă în care fiecare copil și-a personalizat diploma, spunând așa cum el o vede pe mamă. Mamele au fost copleșite de emoții în momentul în care cei mici le-au înmânat cadourile. E un sentiment pe care nu poți să-l explici ca și mămică, în primul și în primul rând, și apoi ca și femeie, când copiii îți fac surpriza așa, în modul lor foarte firesc și natural, în care îți spun când te cer eu mama, îți aduc inima mea și îți mulțumesc, ești mămica mea. Și poeziile cu drag, mai uite câte o rimă sau ceva, dar sunt așa de scump și se străduiesc așa de mult. Cântecele și poeziile nu au lipsit din programul copiilor, care au primit la rândul lor îmbrățișări de la cea mai scumpă ființă de pe pământ, mama.